Bună ziua, dragii mei, și bine v-am găsit! Sunt Anca de la Ancuța Tarot și vom face o etalare interesantă, dragii mei, și un pic diferită de ceea ce am făcut până acum, pentru că aș vrea să vedem astăzi care sunt regretele acestei persoane. Drept pentru care am să folosesc un alt timp de etalare, deși vom avea aici și oracolul, dragii mei, am ales din nou oracolul lui Cavendish, Tarotul Umbrelor și al Luminilor, da? Dar trecând peste acest oracol minunat, aș vrea să vedem doar care sunt regretele acestei persoane și o să vedeți imediat, drăguților, o să o facem într-un alt format etalarea, da? Haideți să vedem în primul rând energiile, așa cum am spus de fiecare dată, pe mine mă interesează și energiile, pentru că aceste oracole, iubiții mei, dau acele răspunsuri în plan sfaturi, în plan atitudini, în plan idei, da? După care găsim mesajele propriu-zis în această etalare a tarotului. A sărit o carte, așa că am să o las afară. Ca de obicei am să spun oricum, dragii mei, sunt etalări generale, luați ceea ce vibrează, ceea ce vă relaționează în etalările mele, ceea ce simțiți dumneavoastră că vă corespunde și ceea ce rezonați. Ceea ce nu, lăsați pentru alții, iar dacă nu este așa, înseamnă că etalarea n-a fost pentru dumneavoastră. Haideți să vedem, drăguților, ce se întâmplă, care sunt energiile. Cum au sărit trei cărți, să știți că chiar am să le las. Și am să le las pentru că, sigur, au mesaje, da? Nu fac niște chestii tip, pentru că eu întotdeauna am spus, dragii mei, tarotul este o artă secretă, o artă ascunsă și dacă cărțile vor să vorbească, păi să știți că vorbesc. Să vă dau un exemplu. Într-o zi am cerut un răspuns pentru un examen, pentru niște lucruri și mi-au picat aceleași cărți de 4 ori. Câtă probabilitate să pice de 4 ori aceeași carte, o vedeți dumneavoastră. Deci, ca să traduc în cuvintele mele și fac această introducere micuță și frumoasă, e că dacă o carte iese, ne transmite ceva. Pentru ceva este. Și acum să vedem, dragii mei, ce vor aceste 4 energii în loc de 3, câte aș fi vrut eu să scot, să vă spună. Pentru că una a venit în plus special. Haideți să începem cu prima, pentru că toate vor avea sfaturi extraordinare. Drăguții mei, prima energie, vindecarea. Dumneavoastră sau persoana dumneavoastră aveți nevoie să vindecați ceva. Ceva care vine din trecut, ceva care v-a mâncat sufletul, ceva care nu este în regulă, nu vă lasă să dormiți, nu vă lasă să trăiți, să mâncați sau vă simțiți din nou, să vă simțiți, iertați-mă, din nou fericiți. Este clar că dumneavoastră a insuflat în această persoană o dragoste extraordinară. I-ai dat acestui om ceea ce nu ți-a dat nimeni niciodată, iar ce nu i-a dat nimeni niciodată, iertați-mă, iar ție la fel această persoană ți-a aportat acea iubire care n-ai mai întâlnit-o la altcineva. Văd aici că sunteți amândoi în acea perioadă în care, dragii mei, trebuie să vindecați ceva. Pentru că fără a vindeca rănile, nu putem să o luăm mai departe la drum. Vă imaginați un cățeluș chiop? Cum poate el să mai alerge la o cursă dacă nu-și repară piciorușul? Așa și în relațiile din viață este o metaforă cu cățelușul. Mergem mai departe. Avem aici zâna lămpiței, cum zic eu, sau zâna care este, să știți, sinonimul ermitului. Sinonimul călugărului. Sinonimul persoanei care caută un îndemn sau caută ceva minunat pentru viața sa. Este acea perioadă în care cred că, și vine, să știți, foarte frumos legată, vedeți, de-aia vă zic că nu e nimic întâmplător, vine foarte frumos legată de a-ți vindeca durerea de inimă, a-ți vindeca această durere provocată de dragoste. Pentru că aveți nevoie, dragii mei, de soluții clare. Aveți nevoie de să știți încotro vă îndreptați. Aveți nevoie să știți dacă mai merită sau nu această persoană să stea lângă dumneavoastră, cu dumneavoastră, și aveți nevoie să vedeți drumul mai departe. Este foarte important să găsiți aceste soluții, care, de altfel, eu pentru mulți aici simt că ați intrat într-o etapă de claritate, de clar viziune, de vise, de premoniții, de telepatie, de simțiți tot, intuiți tot, vedeți tot. Iar cu persoana aceasta comunicați extraordinar, chiar dacă sunteți la distanță și separați. Deci această soluție clară vine pentru că aveți mintea clară și sunteți extraordinar de pregătiți, dragii mei, să faceți acest lucru. Mergem mai departe. Ia uitați-vă, trecutul se întoarce pentru un timp. Problema cea mai mare la dumneavoastră este că întotdeauna vă întoarceți la acea perioadă care v-a făcut să suferiți. Sunt tot felul de evenimente, persoane sau lucruri care din când în când vă trag înapoi și vă duc acolo în acea etapă în care ori eram fericit, ori mă gândeam la ceva cu melancolie. Dragii mei, melancolia e bună, dar nu te ajută să avansezi. Pentru că, vedeți dumneavoastră, are sens și ea în viețile noastre. Este ca ceva retroactiv, e ca și cum te uiți la niște filmulețe de când erai copil și ai vrea să retrăiești momentele alea. Să fim realiști, e minunată perioada pe care a trăit-o sau ceea ce a trăit cu omul ăsta. Dar, dragii mei, nu se pot întoarce niciodată acele momente în aceeași formă. Puteți să trăiți ceva mai frumos sau puteți să renunțați la ceva, pentru că, cu siguranță, momentele și timpul nu se repetă identic. Deci, aceste
fantome din trecutul dumneavoastră sunt ceea ce în acest moment vă blochează, vă țin pe loc și vă fac să fiți așa cu niște ochișori triști, să vă gândiți la ua, ce frumos era, cum a fost și ce am făcut. Nu înseamnă că sunteți neapărat fericiți, da? După cum vedeți, eu nu văd nicio fericire în imaginea acestei persoane, decât că retrăiește lucruri care o fac de moment, doar de moment, dragii mei, să se simtă bine. Și să vedem și a patra energie. Păi a patra energie sunt cele trei ursitoare, da? Cele trei ursitoare care spun, ai grijă ce vine spre tine. Cred că ăsta era mesajul al patrulea, numărul 4, care a picat fără să-l cerem astăzi. Și cred că este clar că aveți nevoie de toate ajutoarele dumneavoastră, fizic sau emoțional sau spiritual. Acei ghizi, acele persoane, că ați văzut, ursitoarele astea ce făceau ele? Când se năștea un copil, veneau și îi spuneau, o să ai parte de, o să fii, o să ajungi, o să se întâmple, da? Exact aceste lucruri le aveți nevoie și aveți în momentul ăsta niște persoane în jur care vă vor ajuta foarte mult, pentru că, dragii mei, această carte arată o perioadă prielnică, da? Soarta, destinul sunt chestii care, vedeți, noastră nu le putem modifica noi. Poate că uneori putem lupta cu anumite lucruri, putem încerca să ajungem unde ne dorim, dar dacă nu este scris, nu este scris. Deci văd aici că cu cele trei ursitoare, da? Dumneavoastră veți fi ajutați, pentru că aveți nevoie aici, dragii mei, de roata norocului, deci de foarte mult noroc. Aveți nevoie să tăiați ceva, să tăiați legătura cu trecutul. Iar ultima, care are acul în mână, spune așa, trebuie să coși ceva de la capăt, trebuie să faci ceva de la zero. Deci e clar, dragii mei, că toate aceste sfaturi de la aceste trei zâne sunt pentru dumneavoastră. Și clar știți fiecare ce aveți de făcut mai departe în viețile dumneavoastră. Ca numere avem 36, avem numărul 24, avem numărul 42, dragii mei, și avem numărul 26, da? Deci toate cele patru sfaturi sunt pentru dumneavoastră. Luați-le ca atare, dragilor, și sper să vă ajute în decizii. Haideți să vedem, așa cum am spus, ce regretă astăzi această persoană. Și o să vedeți acum de ce spun că voi face etalarea diferit, pentru că nu o să mai scot toate cărțile odată, dragii mei, ci am să le scot pe rând. Haideți să vedem ce se întâmplă și care sunt mesajele pentru dumneavoastră. Ca să se amestece bine, să nu avem surpriza să iasă prea multe arcane majore. Dragii mei, e bine să le amestecați cărțile, pentru că fără să fie bine amestecate, evident, nu dau rezultatele potrivite. Bun. Haideți să începem. Și începem așa. Prima energie, drăguților, da? Avem treiul de monede. E clar că această persoană vorbim despre regrete, da? Deci lucruri mai triste, nu neapărat lucruri... Stați, de fapt, o să și pun cărțile aici, că nu contează, le tragem și din partea asta. Bun. Această persoană regretă niște contracte de suflet pe care le-a făcut cu oamenii din jurul său. Poate că această persoană a încercat și cu tine să facă niște contracte care, la un anumit nivel, pentru că vorbim aici, dragii mei, contractele acestea se pot interpreta ca promisiuni, se pot interpreta ca ceva în care v-ați asociat, ceva în care a venit spre dumneavoastră sau poate chiar v-a cerut ajutorul. Poate mulți aici lucrați în același loc, poate că pur și simplu faceți bani împreună sau a fost ceva legat de niște situații, de niște acte și de niște lucruri pe care le-ați preparat și nu au ieșit așa cum trebuie. Deci cred că ce regretă persoana asta este că a venit spre tine cu această apropiere, cu această fuziune, cu această situație de a se apropia, de a colabora în viața ta sau a face lucruri pentru tine, mai mult se leagă, să știți, de bani și de servicii această situație sau de o situație în care v-ați băgat amândoi și care la acel moment a crezut că va fi ireproșabilă. Adică că nu se existe nimeni care să intervină, care să vă despartă, etc. Da? Inclusiv, cum îi spun eu, această carte poate să fie ca și cum ați mers poate la... Eu știu, să cereți cuiva părerea, poate ați avut niște nași, un psiholog sau niște persoane extraordinare care v-au ajutat și v-au sfătuit. Și ceva aici nu este în regulă sau poate că această persoană prea târziu a apelat la aceste lucruri. Drăguților, a doua carte pe care o avem este Marele Preot. Ce înseamnă Marele Preot? Când vorbim de regrete, de relații, este ori o căsnicie în care cineva a stat suficient de mult timp, ori este o persoană de altă religie, poate că religia acestui om, tradiția și ce a făcut, l-a făcut să fie atât de îngust în a lua decizii sau l-a făcut să dea un pas înapoi, pentru că n-a reușit să facă ceva care să schimbe viața. Poate că mulți aici sunt tradiționali, sunt în acea etapă în care
n-au vrut să accepte decât ceea ce vroiau ei sau ceea ce fuseseră din copilărie obișnuit să facă. Se leagă clar de religie și de tradiții, dar eu cred că aici regretul lui a fost că poate veniți din lumi diferite, din religii diferite, poate un cetățean de altă naționalitate sau o persoană care este total opusă vouă. Deci să leagă de un cadru legal și de un cadru, să știți, religios, această situație cu această persoană. Ce regretă această persoană? Nu ți-a spus multe lucruri la timp și văd aici că s-a grăbit, dragii mei, să tragă concluzii sau s-a grăbit să te atace într-o formă sau alta. Poate că fix faptul că v-ați grăbit poate să vă mutați împreună, să ieșiți undeva sau să faceți lucrurile prea rapid, este ceea ce această persoană și-a dat seama că în final s-a întors contra dumneavoastră. Că nu este un punct, nu e un punct în plus, ci un punct în minus în această relație. Pentru că aceste lucruri au tras clar înapoi de dumneavoastră și de el și știți cum e? Graba strică treaba. Forța invers. Forța invers, dragii mei, e clar că dacă nu e forța în picioare, este forța invers, este ceva negativ. Forța cartea leului este vorba de cineva care a încercat forțat să determine pe altcineva să facă ceva. Nu știu de ce simt aici că acest om s-a lăsat manipulat de niște persoane, dar în sensul negativ, nu în sensul pozitiv, dragii mei. Pentru că îmblânzirea aceasta a leului, în momentul în care această carte vine invers, nu este deloc pozitivă. Sau dumneavoastră ați încercat să-l dați fel pe brazdă, sau omul ăsta cu forța a încercat să vă impună anumite lucruri. Și astăzi regretă că n-a putut să-ți spună, se simte apăsat sau, cum să zic, legat de aceste greșeli pe care le-a făcut cu tine și de faptul că într-o formă sau alta ți-a îngrădit libertatea, dragii mei, da? Omul ăsta știe ceea ce ai simțit în final și își dă seama că această atitudine n-a fost ok pentru amândoi. Cutia Pandorei, așa îi spun eu acestui 7 de cupe, drăguților, este o chestie a mea personală, nu știu dacă și alții gândiți ca mine, dar cu siguranță că da. Cutia Pandorei este acea cutie în care ies foarte multe lucruri care ne le dorim la suprafață. Toate dorințele, dar sunt bune și negative în același timp. Da? După cum vedeți, avem aici un șarpe, avem aici un cap, avem aici niște flori, avem aici o coroană, avem aici bani, avem tot felul de lucruri într-un singur loc. Care este regretul acestei persoane? Clar, dragii mei, v-a dat iluzii referitor la ceva, la o situație din viața sa și n-a putut să țină promisiunea. Poate că cei care sunteți în trio, îl las pe fostul, las pe actualul, eu vin la tine, mă mut cu tine, las tot în urmă, ne mutăm, plecăm în altă țară, facem ce vrei tu. Și toate aceste lucruri, de fapt, erau false, pentru că știa că nu o să scape niciodată de acolo de unde e, că nu putea să plece din serviciul în care era, sau pur și simplu a amânat acel moment al adevărului cât a putut, iar pe noastră v-a vândut castraveți la grădinar și v-a ținut acolo, băgați într-un joc doar de dragul de a nu vă pierde sau a nu scăpa ocazia să fie cu dumneavoastră. E clar că n-a vrut să vă dea drumuri, dar vedeți noastră, aceste detalii pe care nu ți le-a zis, poate că unii le-au făcut din dragoste, haideți să nu fim răi, dar ideea în sine este că omul ăsta regretă că ți-a dat iluzii și ți-a dat niște aripi care de fapt niciodată nu le-a fi făcut de fapt pentru voi, da? Deci nu a vrut niciodată să le facă în realitate. A spus ceva de moment, ca de momentul să crezi că e totul în regulă și nu era. Sau despre niște vise în viitor care nu s-au întâmplat. Treiul de săbi. Multă durere și dezamăgire. Dragii mei, n-ați fost doar amândoi. Pentru mulți aici, acest trei de spade, cum am spus, este treimea în sensul rău. Este acel trio amoros, este acea persoană care întotdeauna a intervenit între dumneavoastră și el, fie mamă, fie soacră. Am spus, nu e neapărat nevoie să fie o singură persoană. Oricine a fost contra dumneavoastră, orice energie contra dumneavoastră au despărțit această comuniune. Și aveți aici inima amândoi la pământ. Probabil că persoana asta a încercat să-ți demonstreze foarte multă dragoste, foarte multă profunzime, dar vedeți dumneavoastră, s-a schimbat acest curs al acestei relații în momentul în care, deși a întâlnit dragostea vieții lui, care sunteți dumneavoastră, sau dragostea vieții ei, care ați fost dumneavoastră, persoana aceasta nu a putut să lase nimic în urmă. Nu s-a putut întâmpla ce și-a dorit și în final v-a dezamăgit și toată această relație a durut enorm. Da? Deci este o durere din dragoste. Ce regretă? Regretă că a trebuit să te mintă, regretă că a trebuit să înșele, regretă că a trebuit să facă niște compromisuri, iar ție la momentul când le-a făcut, dragii mei, dragele mele, nu le-a putut exprima deschis. De ce? Din frica să nu vă piardă, să nu pară responsabil, să nu-l lăsați în urmă, n-a avut acea abilitate de a fi sincer sau sinceră, pentru că, vedeți, noastră, era ca într-un fel de mlaștină înfundat până la gât sau înfundată până la gât. Și a zis, domne, cât ține, ține, eu merg la două capete sau fac lucrurile astea cum pot eu mai bine, ca această persoană să nu-și dea seama. Evident că v-a subestimat, dragii mei. În final, regretă pentru că își dea seama că v-ați prins de tot, că v-ați dat seama de toate minciunile acestei persoane, că ați văzut cum era și ați înțeles în final că n-a fost nimic corect.
Ce mai regretă? Regretă că a fost un om destul de dur, dragii mei. Avem aici regele de spade. Cum zic eu, este un rege tare interesant, pentru că în mod normal este un om corect și e un om care încearcă să-și facă singur dreptate. Dar în contextul dat, această persoană a fost rece, a fost egoistă, a fost bipolar, a fost un pic narcisistă, a fost o persoană care a încercat într-o formă sau alta să domine această relație. A încercat poate să arate acea față rece, crezând că dacă nu vă arată prea multă afecțiune, dumneavoastră o să respectați mai mult sau pur și simplu așa era el obișnuit din copilărie cu experiențele pe care le trăise sau ea, da? Deci văd aici că a fost un pic braț de fier cu dumneavoastră și a încercat să-și arate acea parte egoistă și un pic dură și nu l-a ajutat cu nimic. Deci asta regretă. Ce mai regretă acest om? Că a avut momentul în trecut, dragii mei, vedeți că ăsta are două ghetuțe, una portocalie, una roșie și vorbim de un 7 de monede care nu se leagă neapărat de bani, nu se leagă neapărat de ideea de o recoltă, de ceva ce a acumulat cu dumneavoastră pentru care a luptat cu dumneavoastră, da? Este acel regret că n-a luat decizia potrivită în trecut. Această persoană nu a știut exact ce își dorește, n-a știut încotro să o ia și presupun că aici, pentru mulți dragii mei, regretul acestei persoane e că a luat decizii greșite care astăzi nu se mai pot întâmpla. Și vine un doi de monede invers. Când vine așa, dragii mei, vedem, o iau stânga-dreapta. Dar când vine cu capul jos, este similar acelui doi de săbii care spune: nici eu nu știu încotro să o iau, nici eu nu știu ce am de făcut, sunt atât de pierdut și atât de indecis, aș putea spune, dragii mei, că nu știu ce am de făcut. Deci această persoană, sincer, n-a știut să-și ia propriile decizii și cum a ajuns la această răscruce, iată că așa a rămas pe loc povestea. Foarte multă mândrie, dragii mei, deși pentru unii aici se pare că ați fost soarele acestei persoane, dar foarte multă mândrie, foarte mult orgoliu, da? Vorbim acum de regrete, de partea negativă a cărților. Sunt foarte multe regrete, foarte multe situații. Poate că au fost obligații cu copii pentru mulți, dragii mei, dar ceea ce simt cel mai mult în acest soare, mai ales cu cărțile care vin în jurul său, este acea situație de orgoliu personal și de mândrie, pentru că a pus mai presus orgoliu decât pe dumneavoastră, a pus mai presus ce vor spune oamenii, ce vor gândi despre mine, dacă divorțez, dacă plec, dacă las, dacă nu mai fac aia, dacă mă pun în genunchi, dacă mă întorc la familia cuiva, da? Deci cred că din toate țâțânile, această persoană pur și simplu nu a vrut să-și lase propriul statut și propriul ego, da? Este vorba de un ego până la cer pentru mulți, dragii mei, și această mândrie este ceea ce l-a pierdut pe acest om, pentru că nu doar cu dumneavoastră, cu partenerii de afaceri, cu actualele familii, cu oricine, da? Este un om foarte greu de convins că dacă nu lasă ego, nu se întâmplă nimic bun. Și iată că vine în completare o altă carte care îmi confirmă 100% soarele de lângă, drăguții mei, împăratul. Vedeți, maestră, împăratul este un om corect. Este un om care atunci când dă cu bățul, toată lumea se ascunde, toată lumea se pune în genunchi și toată lumea zice să trăiți măria ta. Problema e că totuși regretele acestei persoane este că a fost prea dur cu tine, da? Aici vedem partea aceea negativă a împăratului, este duritatea berbecului, este ceea ce pe acest om l-a făcut să conducă propria viață și probabil că asta a încercat să facă și cu tine. Iar acum își dă seama că din cauza la duritate, poate la niște atacuri verbale sau la felul în care te trata, pentru că pe mulți aici văd și simt, dragii mei, că v-au tratat aceste persoane cu voie sau fără voie ca să se salveze pe ei, cu destulă superioritate. Asta nu înseamnă că dumneavoastră erați jos și erau sus. Dar îi văd aici furioși, încrâncenați, pesimiști, prea analitici, parcă despicau firul în patru. Când era plin de capricii, când nu, când vroia să stea cu tine, când nu, când azi zâmbea, mâine se purta rece ca și cum nu știe ce îi se întâmplase, parcă călcase cineva pisica. Deci, pur și simplu, această persoană a fost foarte critică și i-a lipsit încrederea de sine, deși se spune că, știți cum e împăratul, are încredere în el, că e pus pe tronul ăla să conducă o țară întreagă, dar uneori are și el slăbiciunile lui și din frica de a nu greși, face și el lucruri greșite, da? Pentru că, dragii mei, nu e nimeni fără păcat pe această lume. Asta simt în energia acestei persoane. A fost copleșit pur și simplu de acea atitudine din interiorul său în care a încercat continuu să conducă, să domine și să facă din tine ce vroia. Ce mai regretă? 4 de monede. Drăguților, a ținut cu dinții de ceva și nu cred că era situația cu dumneavoastră. Că știi cum e, pe cine nu lasă moară, nu te lasă să trăiești. Dar eu nu cred că aici a fost situația respectivă, ci simt mai degrabă ori a iubit foarte mult banii, ori a iubit o situație financiară cu cineva, ori n-a vrut să lase niște proprietăți în urmă. După cum vedeți în cartea asta, avem aici o fabrică, o căsuță, un palat și aceste monede pe care persoana asta le ține, păi le ține, dragii mei, pentru că sunt banii săi, sunt agoniseala sa, sunt ceea ce îl consideră prețios pentru el. Eu cred că regret aici că poate în schimb unei situații mai bune, între abundența financiară sau promisiunile cuiva sau ce avea împreună cu altă persoană sau proprietățile familiei, el a renunțat
la dumneavoastră, el sau ea, da? E ceva aici legat de bani și nu-mi place deloc, dar vă spun că asta este energia pe care eu o simt și o interpretez astăzi. Avem învățăcelul, ori cineva prea tânăr și fără experiență, ori o persoană care nu avea încredere nici în umbra sa. Sau poate în oglindă sunteți dumneavoastră care a trăit aceste situații cu el. Poate că omul ăsta a considerat, domne, n-are destulă încredere în mine, nu vrea să stea cu mine, nu vrea să mă înțeleagă, nu vrea să-mi dea acel credit sau acel vot de încredere, da? Probabil că atunci când te-a întâlnit, tu ai oferit aceste persoane foarte mult, iar când ți-ai dat seama că nu-ți dă la fel, ți-ai schimbat atitudinea și dintr-o dată acest om a zis ce se întâmplă, da? Deci e clar că este lipsa de încredere, de maturitate și de experiența unora sau pur și simplu acea atitudine de dacă eu nu-mi place sau nu vreau, nu mă bag. Însă a avut foarte multe de învățat de la relația cu dumneavoastră. Ce mai regretă această persoană, dragii mei? Regretă sincer că nu ți-a făcut caz. Regretă sincer că a stat cu mâinile în sân, că s-a simțit mulțumit cu puțin. Pur și simplu a fost în acel moment în care a zis atâta pot să fac, eu de aici nu mă mișc, ia ceea ce vrei pentru că eu atâta ți ofer. Crezând că tu n-ai să pleci, n-ai să întorci spatele, n-ai să-l lași pentru altcineva sau n-ai să o lași pentru altcineva sau ai să stai acolo forever and ever ca sclavul său cel mai bun. Drăguților, stăm că vrem, dar nu stăm pentru că vrea cineva, da? Deci omul acesta regretă pentru că își dă seama că atunci când a lăsat să-ți ofere ceva, s-a simțit prea mulțumit, s-a simțit prea mândru de nivelul lui și a zis eu aici nu mă mai implic cu nimic mai mult, atâta pot să-ți dau. Regretă pentru că știe că ăla a fost momentul când tu ai ajuns să-l cunoști și să-ți dai seama că această împlinire afectivă lângă această persoană era imposibilă. Pentru că trebuia să dea drumul unor lucruri care nu-i mai foloseau și trebuia să lase ceva în urmă pentru tine, lucru pe care nu l-a făcut. Da? Deci are regrete astăzi pentru că știe că această atitudine nu a fost cea mai corectă. Cu nebunul, dragii mei, omul ăsta a venit și a încercat sau a plecat de mai multe ori și a venit, pentru că nebunul aici înseamnă și o persoană care nu gândește niciodată cu capul și face lucruri așa de hei, rup, hai să văd dacă mai merge și de data asta, da? Deci nebunul este o persoană care, deși este foarte liber, foarte ok, nu vede pe unde calcă și uneori nu și-a în calcul toate riscurile care îi vin. Eu cred că a încercat din străfundul său să facă o nouă mișcare cu tine, să aibă un nou început cu tine, să-ți ofere ceva și, dragii mei, a eșuat pentru că nu și-a luat niciun fel de măsuri față de o situație. A fost fără experiență, ușor naiv sau nu a crezut atât de mult în iubire pentru că această relație specială pe care ați avut-o cu această persoană probabil e că acest om nu credea că poate să fie ceva mai mult, deoarece venea după multe relații sau un șir de relații superficiale, nesatisfăcătoare și omul acesta era un pic superficial și el în ceea ce privește dragostea. Se pare că înainte să te cunoască pe tine, n-a avut nimic profund, nimic intens și știți cum e, orice apărea nou la orizont îi făcea cu ochiul și poate că amețea acea persoană și nu mai avea niciun fel de stabilitate. A fost o tentație extraordinară pentru el ca, vedeți noastră, astăzi să regrete că putea să aibă un început diferit, că putea să aveți o viață diferită, dar gândită, dragii mei, pentru că în final își dă seama că aveți nevoie de o planificare sinceră. Nu de, stai că nu contează ce se întâmplă, eu mă arunc cu capul înainte și merg oricum. Regina de spade. Regina de spade este persoana aceea, dragii mei, care gândește destul de puțin și acționează destul de repede. Este persoana aceea care în final mental îi se clarifică tot ceea ce a făcut rău, tot ceea ce a făcut aiurea și care vrea să-și ia propriile măsuri. Simt aici că regretă că poate, la un moment dat, n-a știut să taie la timp niște legături cu trecutul său, n-a știut să ia niște măsuri față de niște persoane sau atunci când a vrut să facă lucrurile bine, a sacrificat ce nu trebuia. Poate că în fond a tăiat relația cu dumneavoastră de dragul altora și acum regretă profund această situație. Pentru că, deși a văzut lucrurile clar, n-a făcut nimic în sensul acela și a stat total pe loc. Se pare că toată această energie în care se zbătea acest om e că avea, cum să vă spun, situația aceea de a vedea ce oferei tu și două lumi diferite, două universuri diferite de unde venea, multă tentație și, dragii mei, ceea ce tu i-ai propus era pentru toată viața, iar omul ăsta pur și simplu nu se vedea capabil să-ți dea ceea ce tu vroiai, da? Deci hotărârea sa, deciziile sale cu această regină de spade e ce l-au dus la pieire și la finalul pe care l-ați avut. Mai departe, ce regretă? Regretă secretele pe care le-a ascuns, regretă lucruri pe care nu ți le-a povestit, emoțiile negative pe care le trăia, situațiile de viață tristă pe care le ascundea, lucruri pe care n-a avut curaj să ți le spună, dragii mei, da? N-a avut curaj să-ți spună,
ce anume îl deranja, ce anume simțea. Poate din frica că ai să-l judești, poate din frica că ai să te bagi cine știe cu cine. Poate că pur și simplu îngreunai drumul cu ceva și el nu știa cum să păstreze aceste secrete cât mai ascunse. Știți cum e, un ciorul nu merge de multe ori la apă și fix aceste secrete simt eu aici pentru mulți că au fost motivul pentru care omul acesta sau dumneavoastră ați terminat cu el în momentul când au ieșit la lumină. Iar ultima carte pentru etalarea de astăzi, dragii mei, ce regretă? Regretă că poate vrea să se împace cu tine, pentru că vedeți dumneavoastră aici procesul, judecata, da? Este acea carte care arată acești morți învind din morminte și este fix acea chemare, dragii mei, la o nouă viață, la o nouă situație. Simt pentru mulți că ar vrea să se împace cu tine astăzi, ar vrea să-ți arate că te iubește, pentru că în interiorul său, încet, încet, pasiunea, perseverența este ceea ce l-au făcut să-și dea seama că dragostea pentru tine și pentru persoana ta este ceea ce îl ținea în viață, acea putere interioară. A început să vă vadă darurile autentice. A văzut inima dumneavoastră deschisă pe care i-ați dat-o aceste persoane. Cum l-ați primit? Cum l-ați iubit? Faptul că poate ați avut așteptări prea mari de la această persoană și persoana asta, deși ați dorit foarte mult, n-a făcut nimic. E clar că l-ați învățat să iubească, dragii mei, și cred că această persoană, acum când ar vrea să-ți mărturisească că tu în final ai deschis ușa iubirii pentru el sau pentru ea și că ar vrea să-ți spună într-o formă sau alta că e recunoscătoare o viață întreagă pentru ceea ce ați făcut pentru el, e clar că poate să fie pentru mulți, dragii mei, prea târziu, da? De sunt regretele acestei persoane că această împăcare putea să vină mult timp în urmă, diferit și mult mai frumos, pentru că e clar că te admira în secret, îi plăcea ce făcea cu tine, își imagina cum ați fi putut să trăiți fericiți, cum puteați să călătoriți, să vă bucurați de tot ceea ce vine, da? Doar că acest om a exprimat foarte puțin ceea ce simțea și această persoană, din cauza acestor frici sau amenințările pe care le-a simțit în viața sa, a experiențelor negative din viața sa, a acestor secrete pe care le-a spus prea târziu, da? Pentru mulți aici simt că parcă simte că v-a pierdut. A vrut să se elibereze din acea strânsoare, să vă spună clar, sau cel puțin asta văd aici, cu regretul său final, care vrea să-ți spună clar că privește către un nou început, vrea ceva din nou cu tine la un nou orizont, are o perspectivă frumoasă cu tine, dar numai în momentul în care tu, evident, ai fi capabil să ierți. Drăguții mei, foarte frumoasă etalarea. V-am zis că astăzi o să o facem într-o altă formă. Am scos cărțile strict ca să vedem gândurile acestei persoane, care sunt regretele cu tine și ce simte cu adevărat. Și eu ce să vă spun, cu toată dragostea, dacă v-a plăcut acest format, vă rog să-mi scrieți în comentarii, lăsați-mi like-uri, sugestii. Cei care nu v-ați abonat, vă aștept cu drag să vă abonați. Cei care vreți etalări private, aveți telefonul meu aici pentru a mă contacta în privat. Și vă aștept cu toată dragostea data viitoare. Vă pup mult de tot! Pa, pa!